O elevă aflată în clasa 10 a fost găsită în pauza mare pe o bancă în stare confuză, motiv pentru care a fost solicitată o ambulanță la fața locului. Mai târziu, după ce a fost investigată medical, tânăra a fost diagnosticată cu coma alcoolică. După ce, în urmă cu 2 săptămâni, 2 elevi din municipiul Piatra Neamț au fost surprinși în timp ce întrețineau relații orale în toaleta școlii. O altă tânără, tot de la un liceu din oraș, a fost găsită în pauza mare în comă alcoolică pe o bancă din fața liceului. Pur și simplu am fost anunțați că unei copile i s-a făcut rău. Doamna directoare a chemat salvarea, dar înainte de asta a sunat-o pe mama fetei și a cerut acordul pentru a chema salvarea, după care mama fetei a ajuns și ea la spital. Aseară, doamna director a luat legătura cu mama fetei și copila a fost externată. Este o problemă, din ceea ce a comunicat mama, i-au descoperit niște polipi la stomac, a declarat directoarea adjunct Maria Blaga pentru Mesagerul de Neamț. O să ne informăm și dacă lucrurile stau așa, o să vedem în ce împrejurări s-a petrecut evenimentul acesta, dacă a fost în timpul orelor, dacă nu cumva fata a petrecut cu o seară înainte. Școala trebuie să analizeze și să dispună în Consiliul de Administrație Comisia Dirigenților și Profesorilor de Serviciu. Trebuie văzut cum au părăsit școala, dacă au fost și alți elevi, ce pot confirma. Mi-e greu să cred că la ora 10 fata a fost în bar, dar dacă teribilismul coboară la vârste așa mici, o să verific exact ce s-a întâmplat, a declarat Mihai Obreja, șeful Inspectoratului Școlar Neamț, pentru aceeași sursă.